Vreau să vă mulțumesc că sunteți aici, vreau să vă mulțumesc pentru minunea asta, pentru nebunia asta frumoasă. Nu știu de ce e cumva fire să se întâmple în Timișoara. Vreau să le mulțumesc zuzelor, zânelor, care au muncit atât de mult ca să se petreacă lucrurile astea. Ca să ne putem recupera un anumit tip de normalitate, pentru că ține de fiecare dintre noi. Și pentru că e o manifestare, din punctul meu de vedere, cel puțin solemnă, nu se cuvine să încep altfel decât cu imnul național. Din păcate, eu nu mă pot ridica, dar asta nu vă împiedică pe voi să vă săltați în picioare că se cântă imnul. Hai! Hai! În picioare! Alo! Cânt imnul, deci... Păi, dar la imnul ăsta se stă jos, la așa e stare, nu, știi? Nu, hai că să cânte imnul, hai. Puțin respect pentru tricolor, nu? Hai. Nu cânt, nici la urmă încep. Vorbesc despre adevăratul imn național, să știți. Așa, hai. Când o să vă rupă... Poți să stau. Vă mulțumesc frumos. Ăsta este... Cum să spun, din punctul meu de vedere, supremul adevăr în ce ne privește. Imnul național. Un moment de liniște, vă rog. Nu vreau să mă duc la muncă. Vreau numai să dorm. Să mă întind în ce piburdă și să-mi fii somn. Ce credeați că-l cânt pe ăla cu moroiul? Ce-am înnebunit? Nu vreau să mă duc la muncă. Vreau să nu lucrez. Să mă întind în șed pe spate și să tot visez. Să pun fraierii la muncă și eu doar să dorm.